Hei, 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 voinicii mei, bine ați venit la Duminica Domnițelor! Mulțumesc unei urmăritoare pentru această sugestie de titlu, care îmi place foarte mult. Dacă avem Joia Cavalerilor pentru băieți, unde vom vorbi despre ordine cavalerești, inițiatice, fapte de arme, bătălii, personalități istorice și politice și alte aspecte care interesează mai mult partea masculină, iată că avem și Duminica Domnițelor, în care vom povesti despre domnițele noastre, figuri istorice interesante, obiceiuri ale doamnelor și jupâneselor din vremurile de demult, aspecte care interesează mai mult partea feminină. Mai rămâne să înregistrez povești și vom avea și pentru copii. Cine știe ce idee îmi vine? Dar haideți să trecem la istoriile noastre. Îmi atrage atenția povestea unei domnițe de viță nobilă, fica ducelui lituanian Andrei Olhanski, sora reginei Poloniei, pe nume Marina. Este acea domniță pe care Alexandru cel Bun, domnitorul Moldovei, după ce s-a despărțit de Ringala, cumnata regelui Poloniei, a pețit-o de la acesta pentru fiul său Iliaș. Nunta s-a făcut în 1425 în cetatea de scaun a Sucevei și a fost oficiată de mitropolitul Moldovei, Iosif, care era vârcu domnitorul. Domnița Marina devine doamna a Moldovei în 1433, când soțul său urcă pe tron după decesul lui Alexandru cel Bun. Încurcate erau căile domniilor în acele vremuri, întrucât Alexandru cel Bun a lăsat în urma sa mulți fii din cele patru căsătorii ale sale, de fapt doar din trei, întrucât Curingala nu a avut copii și a lăsat nu numai fii buni, ci și băieți din flori, cum se spunea, făcuți cu țiitoare. Aceștia se ridică rând pe rând cu pretenții la domnie și în cea mai mare parte a timpului domnesc câte doi, împărțind Moldova ca să ajungă pentru fiecare, timp în care tot încercau să se înlăture unul pe altul de la domnie prin acțiuni directe ori prin vicleșug. Nu am să vă spun în amănunt toată istoria acestei domnii, ci doar că Marina a avut doi băieți cu Iliaș Vodă. La un moment dat, unul dintre frații lui îl alungă de pe tron și familia se refugiază în Polonia, unde doamna Marina, ambițioasă și aprigă, strânge pentru soțul său o armată pentru a se întoarce pe tron și face acest lucru de mai multe ori, așa că în decurs de 30 de ani câștigă și pierde tronul. Iliaș este orbit și aruncat în închisoare, apoi ridică oaste și caută sprijin și pentru băieții săi, Roman, mai apoi pentru Alexandru, care domnesc pe rând și își găsesc sfârșitul, unul la 21 și altul la 27 de ani, din cauza uneltirilor unchilor lor, cu care se luptau pentru domnia Moldovei. Admirabilă ambiția și curajul acestei domnițe cu sânge lituanian de a lupta pentru ca familia ei, urmașii ai domnitorului Alexandru cel Bun, să domnească. Pe de altă parte, îngrozitoare tragedia ei de soție și mamă, de a-și vedea soțul și copiii uciși și de a le supraviețui. Istoria ne spune că în ultimii ani din viață s-a retras în Polonia. O poveste frumoasă este aceea dintre domnitorul Ștefan cel Mare și Maria Voichița, fiica lui Radu cel Frumos, domnitorul Țării Românești, fiul lui Vlad al II-lea și fratele lui Vlad Țepeș. În 1473, aceasta împreună cu mama sa
sunt luate prizoniere de voievodul moldovean, ca urmare a raidului pe care acesta l-a făcut în țara românească. Ștefan l-a alungat atunci de pe tron pe Radu cel Frumos pentru a-l pune pe Laiotă Basarab, cu care spera să încheie o alianță împotriva turcilor. La acea vreme, Ștefan cel Mare era căsătorit cu Maria din neamul Comnenilor. Maria Voichița avea doar 16 ani în momentul în care a ajuns la curtea de la Suceava și trebuie să fi fost foarte frumoasă, după cum spun cronicarii că ar fi moștenit frumusețea de la tatăl său. Ștefan, mai vârstnic cu 20 de ani, s-a îndrăgostit nebunește de frumoasa domniță și, cum 4 ani mai târziu a rămas văduv, s-a căsătorit cu aceasta. El din neamul mușatinilor, ea din neamul basarabilor. A fost o căsătorie din dragoste care a durat 26 de ani. Cei doi ctitorind împreună mai multe biserici, Milișăuții, Pătrăuții, Sfântul Ilie din Suceava, Bălinești, Dorohoiul, fiind îngropați amândoi la Putna. Am fost acolo și am văzut mormintele. Au avut împreună 3 copii, pe Bogdan, care va ajunge domn al Moldovei, și 2 fete. Ana, rămasă necăsătorită și care a decedat la o vârstă tânără, și Maria Chiajna, căsătorită cu nobilul polonez Wiesnowiecki, un destin interesant l-a avut și Elena, una din fiicele lui Ștefan cel Mare, cu a doua soție, Evdochia, sora principelui Kievului Simion. Această Elena a fost pețită de țarul Moscovei Ivan Vasilievici al III-lea pentru fiul său, Ion cel Tânăr. Căsătoria acesteia a fost făcută cu mare fas și domnița Elena fu îndrăgită în scurt timp de țar și de toată curtea Moscovei. Iar când peste 2 ani îi dărui soțului un fiu, pe Dimitrie, a fost sărbătoare mare. Calea spre a deveni țarină de Moscova era așternută cu temei, doar că viața și istoria au vrut altfel. Ivan Vasilievici al III-lea, deși se afla la o vârstă destul de înaintată, fiind văduv, se căsători cu o grecoaică frumoasă, care, minune dumnezeiască, îi dărui un fiu. Astfel că visul fiului Ion cel Tânăr și al domniței Elena de a deveni țari ai Moscovei se prăbuși. Urmară câțiva ani de intrigi din partea țarinei grecoaice, care făcea tot posibilul de a îndepărta pe rival de la curte. Și într-un final a reușit. A reușit să-l îndepărteze pe fiul țarului Ion cel Tânăr, care muri, după care puse la cale îndepărtarea țarului însuși de la domnie, dar oameni credincioși au reușit să-i deschidă ochii țarului Ivan, care și-a dat seama de uneltirile grecoaicei și a luat măsuri ca toți cei implicați să fie aruncați într-o mănăstire. Ca urmare, l-a proclamat țar pe fiul de 5 ani al domniței Elena. Fericirea acesteia dură doar 4 ani, întrucât grecoaica a reușit cumva să înmoaie inima bătrânului țar, care a iertat-o, crezând în asigurările acesteia în ceea ce privește nevinovăția ei. Mai mult decât atât, îl convinge că Elena este cea care uneltește împotriva sa. Drept urmare, țarul îi aruncă în închisoare pe Dimitrie și pe mama sa și îl proclamă țar pe Vasile, fiul grecoaicei. Așa și-a găsit sfârșitul fiica lui Ștefan cel Mare și nepotul acestuia Dimitri, țar nevârstnic al Moscovei în anul 1505, la un an după moartea iubitului ei părinte. Și dacă cineva crede că nu am avut și noi războaiele noastre pornite pentru a câștiga farmecele unor domnițe, se înșeală amarnic.
Cine credeți că a fost protagonistul unei astfel de povești? Ei bine, Bogdan, fiul lui Ștefan cel Mare și al Mariei Voichița. De ce nu ne miră lucrul acesta? Care rămas la domnie după moartea tatălui său, trebuia să se însoare și pusese ochii pe domnița Elisabeta, sora regelui Alexandru al Poloniei, catolică evident. Mai de voie, mai de nevoie, fiindcă regele nu-și dorea un conflict fățiș cu domnitorul Moldovei, acesta s-ar fi învoit, doar că între timp muri și uniunea nu apucă să se facă. După decesul acestuia, mama sa, o catolică înfocată, nici nu vrut să audă de o asemenea însoțire. Și mai mult decât atât, domnița Elisabeta cumva a reușit să-l vadă pe domnitor sau cineva i-a dat mai multe amănunte despre el și a refuzat această cerere în căsătorie pe motiv că acesta era încrucișat. Adică se uită așa și eu. Supărat, jignit, Bogdan, în al cărui sânge curgea moștenirea unui caracter năprasnic, cel al lui Ștefan, ridică oastea și porni asupra Poloniei, pârjoli și pusti totul în cale, ajungând până la Liov. Sigismund, noul rege al Poloniei, intră și el în Moldova și atacă cetățile Hotin, Cernăuți, Botoșan, Torhoi și Ștefănești. Norocul ungurii, care au intermediat pacea între cei doi ambițioși. Resemnat, Bogdan se căsătorește cu o boieroaică din Lăpușna, Nastasia, mama lui Alexandru Lăpușneanu, și după decesul acesteia, cu Ruxandra, fiica lui Mihnea cel Rău, domnitorul țării românești, care, trebuie să știți, că era fiul lui Vlad Țepeș. Această domniță mai fusese căsătorită cu logofătul Dragomir, care muri la scurt timp după nuntă într-o luptă. La nunta sa, Bogdan îl invită și pe regele Poloniei, Sigismund, cu care se războise pentru domnița Elisabeta, care trimise un emisar din partea sa și pe care Bogdan a avut aroganța să îl arunce peste graniță. Din păcate, nici această a doua căsătorie a domniței Ruxandra nu a durat prea mult, întrucât Bogdan a murit după 4 ani, în 1517, și istoria nu ne-a mai relatat nimic despre aceasta. Ne oprim aici, dragii mei. Am aflat lucruri interesante, cum ar fi că acele căsătorii făcute pentru a întări unele uniuni politice și alianțe militare nu erau fericite și că mai degrabă domnii au găsit împlinire când s-au unit cu domnițe de același neam. Și am mai aflat că avem și noi domnitori care au ridicat țara la luptă pentru farmecele unor domnițe străine. Sper că v-a plăcut acest episod și vă aștept data viitoare cu alte date mai puțin cunoscute din viețile doamnelor și domnițelor de demult. Până atunci, nu uitați că ne auzim la Joia Cavalerilor. Vă mulțumesc fiindcă mă urmăriți. Mulțumesc celor care s-au abonat la acest canal. Mă ajută mult. Vă aștept cu păreri despre cele prezentate și până joia viitoare, nu uitați că vă pup, vă iubesc și vă doresc o viață frumoasă.